În urmă cu 4 ani, primăria Buzău a investit 11 miliarde de lei vechi pentru amenajarea unui padoc în cartierul Similească. În așezământul respectiv sunt 64 de boxe în care ar putea intra 400 de câini. La momentul respectiv, autoritățile au promis că aici va fi raiul maidanezilor, că aceștia vor avea inclusiv locuri de joacă. Padocul a funcționat însă doar câteva luni. Din motive încă necunoscute, nu s-a mai adus niciun câine, iar pe poartă s-a pus lacătul. În acest timp, străzile Buzăului sunt pline de câini, iar autoritățile susțin că nu pot ridica alți maidanezi, întrucât nu mai sunt locuri de cazare. Mai avem un padoc în Similească. Ce se întâmplă cu el? Ce se întâmplă? Padocul în Similească e gol, e padoc de rezervă. În momentul când nu o să mai avem capacitate de depozitare a câinilor acolo pe horticule, o să ne ducem și acolo. Dumneavoastră și noi toți ar trebui să cerem acestui guvern, celor care decid, să dea drumul la eutanasierea câinilor. Pentru că altfel nu se poate. Pentru ce cheltuim atâția bani cu ei? Un câine consumă cât consumă un copil. Cât de la un copil la o creșă de asta, atât consumă și un câine. Aproape atât. Conducerea UrbiServ, societatea care se ocupă de câinii fără stăpân, susține că nu există personal care să se ocupe de animale, dar nici utilități pentru ca adăpostul să poată funcționa. Asta chiar dacă, la inaugurare, autoritățile garantau că noul adăpost pentru câini, patrupedele vor avea parte de toate condițiile, inclusiv de un loc de joacă, spațiu pentru plimbare, iar buzoienii vor putea merge să viziteze animalele și chiar să ajute la îmbunătățirea traiului lor. E o complicație foarte serioasă, că așa e simplu, ducem acolo. Acolo trebuie medic veterinar, trebuie oameni care îngrijesc, trebuie toate spațiile astea de disecție, de castrare. Deci trebuie dotat cu toate astea și e greu. Avem acolo un set de aparate, de scule, de tot ce trebuie cu care lucrează oamenii ăștia. Trebuie să facem și acolo. Dar dacă se impune, facem. Deocamdată ne descurcăm cu ăla care e. Domnul viceprimar Dunel spunea și recunoștea că Buzăul este sub asediul câinilor fără stăpân. N-ar fi o soluție să-i adunăm de pe străzi și să-i ducem în padocul nou care nu e folosit? Da, există o soluție, sigur. Dar să știți că în fiecare zi prindem 10-15 câini, că asta e capacitatea de prindere. Însă, acești câini vin din afara județului. În scurta perioadă în care a funcționat, în jurul padocului din Similească a fost un adevărat scandal, după ce mai mulți iubitori de animale au reclamat că aici sunt omorâți cu cruzime câinii adunați de pe străzi.